Siguranța de sine reprezintă mai degrabă cadoul suprem pe care îl primești la sfârșitul călătoriei tale. Siguranța de sine reprezintă mai exact senzația de a fi pe val. Când ești pe val, cum îmi place să numesc eu acest fenomen, exact atunci când tragi un fund dintr-o minune mai puternică. Ești relaxat, ești într-o stare euforică și simți că orice ai face, ești starul serii. Ești lumina reflectorului. Însă, adevărul dureros în spatele acestui lucru, mai mulți mă întreabă pe pagină. Siguranța de sine nu o obții și rămâne intactă, face doar parte din tine. În timp însă, ajungi doar să înțelegi cum să o manipulezi în favoarea ta. Vezi, tu nu atingi un punct în seducție unde ești zilnic și faci abordările pocnind din degete. În fiecare zi, în fiecare absolut, tu vei fi în continuare în mintea ta. În mintea ta e cea care se joacă cu tine. Frica de a te apropia și iniția o conversație rămâne constantă. Însă ce înveți în timp, deveni mult mai bun. E cum să calci pe ea, cum să o stăpânești, cum să fii mai natural și panica să nu se mai lasă între voi. Vezi tu, siguranța aceasta care înnebunește femeile nu vine obținută precum un tatuaj, odată făcut acolo a rămas, ci vine antrenată, fraților. Acum să vorbim puțin despre ce ai putea să faci să obții tot mai mult. Siguranța de sine mă refer. Și odată cu ea femeile. E clar că trebuie să abordezi la greu, să înțelegi să privești lucrurile în viața ta în manieră pozitivă. Un exemplu între studenți la seminar, unul care îmi dă mindfuck mereu. Unul abordează 5 tipe, una singură îi dă numărul și când întreb cum se simte vis-a-vis de acest lucru, îmi spune teribil, frate, una din 5 mi-a dat numărul, deci am dat greș total. Așa vede el situația. În schimb, celălalt student face același lucru, însă tipul ăsta îmi zice că e maxim de încântat, îi văd energia total pozitivă, îmi zice, fără sens, ești nebun, coaie, am luat un număr de telefon. Frate, am luat un număr de telefon. Ca să obții siguranță de sine și un progres în antrenament, nu te interesează de altfel numărul tipei. Sărut, ieșire, sex, te interesează doar să te analizezi pe tine însuți. Încearcă să înțelegi unde anume greșești și unde nu. Ce funcționează din ce folosești și ce nu. Testează pe următoarele 2-3 tipe același lucru. Ce nu a funcționat, nu mai folosi în viitor, evident. Ușor, ușor, începi să pricepi unde o dai practic în bară și unde nu. Îți formești o idee despre fete în general, ceea ce te va ajuta maxim să înțelegi că nu sunt toate acre cum îți imaginezi. Siguranța de sine se formează, spuneam, și din mentalitate. Dacă tu poți pentru o secundă să înțelegi că ești oricum cel mai tare tip și să vezi diferit lucrurile, ai făcut deja un progres. Trebuie să privești astfel, ori de câte ori mergi să o abordezi, ea te vrea. Vrea să fii acolo, vrea să fii gagiul ei și de fapt nici măcar nu te mint. Ea e captivă în lumea ei înconjurată de fraier. La prima apariție nu va ști cine ești, de datoria ta să o conduci în gânduri. Arată-i ce reprezintă idealul, sărută-o și marchează-i visele. Eu sunt Fără Sens, până data viitoare, o zi plină de atitudine îți doresc, my friend.